Frații Tate își schimbă strategia și încearcă să-și obțină libertatea pe cont propriu. Andrew Tate a fost singur în fața instanței pentru a cere înlocuirea arestului preventiv cu control judiciar pe cauțiune. Fiecare inculpat are motivele lui, răspunderea penală este personală, nu este colectivă, de asta cererile au fost făcute separat. Care este starea de sănătate a lui Andrew Tate? Nu foarte bună. Oricum, nu chestiunea medicală este argumentul pe care noi l-am folosit în fața instanței.